Viorel a lucrat la toate proiectele cu o pasiune deosebită. Chiar și cele care inițial nu-i plăceau, le transforma în proiecte care erau proiecte de suflet, pentru că el altfel nu putea. Viorel observa fenomenele alea tipice, sfinte, seculare, dar le punea mereu într-o asemenea lumină că te făcea să te îndrăgostești de ele chiar dacă nu îți plăceau. Cred că țara asta ar fi fost acum mult, mult mai săracă dacă n-ar fi fost iată, 9 ani, practic, în care el făcea spoturi sociale, practic, o dată la câteva luni. Și el de fiecare dată punea accent pe dragoste față de acest pământ, față de acest popor, așa cum este el, cu toate problemele lui. Era vremea de moda blogurilor în Moldova. Eu țin minte foarte bine lucrul ăsta, pentru că în anul 2008 eu mi-am pornit blogul și primul meu articol pe blog a fost despre orhidei. Și el, cum era o gardă a limbii române, mi-a scris un comentariu foarte simpatic și drăguț și mi-a scris orhidee, nu orhidee. Și mie mi s-a părut așa de simpatic, el asta a făcut-o în privat, că a vrut să mă corecteze, că mi-a explicat. Dar eu, tăman, în vremea aceea, coceam un proiect și eu am vrut să-l cunosc pe el. Da, și noi, eu am zis, hai să ne vedem. Viorel era un om extrem de cald, nu cu toată lumea, destul de selectiv. Deși el m-a ales pe mine să fie simpatic, nu știu, pentru că în rest, avea așa un fel de paloș a lui, prin care nu prea curța mediocritatea, bădărănismul, banalitatea. Și aici noi cu dânsul am rezonat destul de mult, pentru că eu când i-am spus, uite, eu vreau să facem chești TV. Noi anul trecut ne-am adunat, am pus mințile în mișcare și am făcut ceva, o emisiune, pe care întâi am hotărât să te întrebăm, vrei să o vezi sau nu? Emisiunea are șansa să apară sau nu la televizor. În cazul în care îți vei exprima părerea despre ea, la 8.00, emisiunea o vei privi în continuare, iar Nata ne va prezenta acum. Ce? Cum ne numim? Viorel Mardare. Și Nata Albă. Pentru că Viorel era foarte bun la ironie, la umor. Am zis să abordăm chestia asta printr-o prismă ironică, pentru că ar fi o cale mai ușoară să răzbați la oameni decât pur și simplu să scrii, uite că asta e rău și asta e rău. Eu azi mă uit la Chișteve și mie nu-mi vine să cred că noi am făcut asta, pentru că asta a fost, pe vremea aceea, asta au fost primele manifestări de umor altfel. Viorel era atunci tot în perioada de afirmare. El făcuse și el câteva lucrări, Troleibuzul 25, făcuse Cubecu, da? Câteva lucrări, a lucrat cu Furious Snails. El era într-o perioadă în care încerca să-și găsească locul în breaslă, în care nu prea se întâmpla mare lucru. Nu era industrie de clipuri video, nu erau super bani pentru publicitate, nu se făcea cinematografie, pentru că noi am făcut Kish TV-ul. După asta eu am avut un proiect cu Moldțel, am plecat în Suedia, în Finlanda.
Și l-am luat pe Viorel ca regizor la acel proiect și în acel proiect el s-a manifestat deja un piculeț altfel. Era un proiect comercial, dar oricum era un ban pentru dânsul, însemna o sursă de pâine. Și când a venit momentul să montăm acel proiect, mi-am dat seama că eu nu am un spațiu de montaj. Și am venit la Viorica Meșină și Sergiu Prodan la atelier și i-am rugat frumos să găzduiască un băiat la ei pentru 2 săptămâni ca să terminăm proiectul. Și băiatul, așa ne-am înțeles, pe 2 săptămâni și a rămas pe ani de zile. Eu nu am avut bucurie de asta, eu știam că există un băiat bun, Viorel Martare. Mie mi-era tot una în momentul ăsta, cine vine? Eu am întrebat așa, dar eu nu vroiam să vină un om străin să ne deranjează. Și eu zic, nu o să vă deranjează absolut deloc. După ce i-am spus, Nati, ce cred eu despre așa o abordare, am zis, bine, lasă-l să vină. În momentul în care a intrat la noi, s-a așezat la masă, deci avem impresia că îmblă pe una și aceeași cărare, ca să nu deranjeze, ca locul, cum intra pe ușă, s-a așezat la masă și numai spatele îi vedeam. Nu întorcea capul, nu întorcea ochii, nu intra în vorbă, nu intra în discuții, nu reacționa. Își făcea lucrul și se ducea. Cred că i-a trebuit ceva timp. Viorel nu era omul care să se impună, care să fie foarte prezent. A intrat așa, lent, firesc și a făcut ca toți de jur să se îndrăgostească, practic, de el. La a doua sau la a treia zi de când el era la noi, era ziua mea de naștere și noi sărbătoream la studioul. Și exact în camera în care stătea el, era o masă mare, și eu am luat o față de masă și am înșarat-o acolo și el, când a văzut asta, tot cu spatele. Și-a strâns lucrușoarele și s-a pregătit să ducă. Și eu i-am zis atâta, rămâi. Și am pufnit amândoi în râs și practic de la acest moment, pentru că în zilele astea, 2 sau 3, acum nu țin minte, în care am tăcut și eu, tăcut și el, sunt zilele în care noi practic ne-am cunoscut foarte bine și în acest moment s-a legat nu doar o colaborare, s-a legat o prietenie foarte strânsă, pentru că eu și Viorel am fost oamenii care ne înțelegeam bine și ne simțeam, nu întotdeauna, prin vorbe. Tudor, suntem într-o locație care are o atmosferă cumva mai deosebită. Se simte aici o prezență a lui Viorel Mardare. Și dacă poți să ne spui detalii, unde ne aflăm noi? Deci aici e sala de montaj. Dar tot aici se făceau practic toate ședințele. Viorel, înainte de filmare, aduna toată echipa aici, aici erau 10, 15 oameni. Și asta era locul de lucru, asta e computerul la care lucra el, asta e monitorul prin care au trecut toate spoturile lui care îl cunoaștem. Mi-e foarte greu să delimitez în cazul lui Viorel munca și viața, pentru că noi lucram foarte mult. De ce eu pot spun că se trăia aici la studio? Multe proiecte se discutau câte o lună. Deci erau discuții. Erau discuții. Și în cadrul acestor discuții, lucrurile atât de tare s-au intercalat, încât nu a mai fost diferență între proces de lucru și viață personală. El niciodată nu făcea piața, nu-și cumpăra produse acasă. El vine aici și noi făceam mâncare sau el zicea, tu doar fă niște cartofi prăjiți, dar arși așa să nu mâncăm grâu încolțit, pentru că tu doar mânca sănătos. Ei aveau un soi de prietenie care mai mult semăna cu un fel de frăție de asta, așa? Eu am lucrat toți anii la masa de alături, noi am lucrat în aceeași cameră. Eu când aveam dificultăți, era suficient să mă întorc și zic, Viorel, ia vină, te rog să mă ajut. Și arunca și el o privire în monitor și zicea, mai scurt, tai, rupi, aruncă. Sau invers, el când avea vreo dificultate, mă întorceam eu la dânsul. Și anii ăștia au fost foarte prețioși în acest sens. Faptul că eu am putut să fiu în aceeași cameră cu el. Atunci când am făcut campania de portare a mulțelului, s-a întâmplat, erau mai multe spoturi. Era spotul de imagine, pe urmă erau mai multe spoturi de produs. Campania cu domnul Leonid, care a fost
minunată. Deci personajul domnului Leonid l-a inventat Viorel. Dar scenariile, glumele, le făcea maică nu și în mașină, și la cafea. Eu o frază, el o frază. A fost o campanie bazată pe umor și pentru noi a fost vesel să lucrăm. Domnișoară, luați de aici. La mine e de două ori mai ieftin. Eu vreau proaspete. Păi sunt proaspete. De fapt, sunt la fel, nu e nicio diferență. Le luăm de la același depozit. Atunci, de ce e de două ori mai ieftin? Înțelegeți, la mine e marketingul. Asta e o hartă pe care a cumpărat-o Viorel pentru un spot Molțel în care s-a filmat Igor Caras. El tot timpul studia, tot timpul afla nou și nu lăsa niciun cuvânt nou sau vreo noțiune nouă să treacă pe lângă el. El, când mergea în prospecții, să caute un loc de filmare, un deal, el mai întâi se uita pe hartă și își făcea traseu, așa, mergem aici, după asta mergem acolo, așa, și tot timpul stătea cu operatorul, cu producția și studiau traseul și lui plăcea să aibă tot tablou în față, exact. Tabla asta a apărut când la un moment dat a apărut o perioadă foarte multe proiecte și le trebuiau deja organizate într-un mod mai civilizat. A apărut această tablă, Viorel a scris zilele săptămânii și cum le vedeți, ele așa și-au rămas. Deci asta este scrisul lui. Exact. Zilele săptămânii de sus sunt scrise de Viorel, noi mai jos schimbăm doar dățile. Altă campanie care am făcut-o, Fructe din Moldova, care a inclus 3 spoturi. Deci, 2 dintre însele s-au copt greu, foarte greu, chinuitor. Dar unul din ele, care pentru mine este, cred că pentru toată lumea, care este, eu aș putea să zic, cel mai bun spot care s-a făcut aici, Show Must Go On. All the line, is anybody on to take it anymore? Show must go on! Show must go on! Yeah, yeah! Viorel a venit într-o zi și a zis, ia stai aici, vreau să spun o idee. Eram la terasă și eu și Tudor. Și el a povestit ideea cu Show Must Go On, cântată de Țărani. Și în momentul ăsta mi-au trecut etașa fiori și am zis că asta este o idee extrem de bună. Și se întâmplau momente când venea, că nu venea cu scenariu scris, venea cu o idee, când venea cu ideea de acasă. Altele se făceau chinuitor, dar nu vroia să facă concesie niciodată. Eu eram foarte bucuroasă când noi nășteam ceva cu sensul ăsta și ziceam, numai cine o să ne accepte? Și el zicea. Și noi ne duceam și clientul zicea că nu, că nu știu, că nu știu dacă clienții o să înțeleagă, dacă oamenii o să înțeleagă chestia asta, o să înțeleagă mesajul. Și el îi dădea și îi dădea cu argumentele și îi dădea cu argumentele până nu convingea oamenii ăștia. Da, și așa bine. Viorel niciodată nu crease impresia că el știe ce vrea să facă. El nu era foarte determinat și precis în indicații. Eu am impresia că el năștea pe drum și el era foarte intuitiv. El era foarte erudit și datorită intuiției și culturii generale se întâmplau lucruri în proces. Adică noi ne porneam de acasă cu un schelețel, dar ajungeam și pe loc începeau să se întâmple excepții și el repede știa cum să le trateze și cum să le gestioneze ca ele să fie valorificate. Și el nu era omul care spunea lucrurile tăios, verde în ochi. El știa să fie diplomatic, știa să ambaleze frumos ceea ce spune, pentru că era conștient că uneori lucrurile pot să doară. Asta s-a manifestat și în spoturile lui, mai ales în spoturile sociale. Eu cred că el a avut un impact foarte mare și eu cred că acea doză mică de patriotism pe care o simt moldovenii, care există acum, în mare parte există și datorită lui Viorel, pentru că mai mult ca el în direcția asta, nu știu dacă mai lucra cineva. Decepțiile, inclusiv în ceea ce se întâmpla în țara noastră,
Astea erau chestiile care îl măcinau foarte mult. Deci Viorel se măcina nu doar de viața lui personală sau de chinurile creației sau de... era extrem de patriot și multe din campaniile care le-a inițiat el și au convins pe clienții noștri care erau clienți comerciali, unii dintre înșii, i-a convins să le accepte. Astea erau campanii care ridicau gradul patriotismului oamenilor. Asta e tipul ăla de om care se naște la 1000, cum s-ar zice. Și eu nu-l preamăresc acum pentru că el nu este. Eu mereu am știut despre Viorel când și era în viață, că ăsta e diamantelul nostru, care rar se întâmplă. Discreția lui, eu tot timpul am apreciat-o. El nu și-a afișat tare multe chestii din viața lui. Noi toți le cunoșteam, el cu noi cu toți avea dialogurile lui personale. Dar el atât de fain a reușit să apropie oamenii, nepostând iubitele lui, alte chestii, el reușea oamenii să-i apropie prin a-și exprima opinia lui despre lucruri. Și da, el era. Și eu cred că încă mulți ani opiniile lui vor conta. Această frază, așa erau timpurile. Dacă e să fac un rezumat sau cumva să concentrez ce am învățat de la Viorel și felul în care el lucra, asta este dragostea. Pentru că orice lucru care îl faci, trebuie făcut cu dragoste. Valoarea în care credeai cel mai mult peste tot în lucrările lui și în viața lui, asta era dragoste. Deci totul pornea de la dragoste, totul se învârtea în jurul dragostei, tot era pătruns de dragoste. Deci Viorel era omul care... numai el putea să facă unei lucrări pentru un operator mobil care nu are nimic cu asta, fraza cineva te iubește. Cineva te iubește. Mult Viorel era despre umor, despre foarte multă libertate, Viorel era despre dezinvoltură, dar una așa aristocratică, rafinată, care nu se impunea așa în prima secundă. El intra așa dozat în viața oamenilor. Odată țin minte, era că să avem un accident, eram la mamă din mașină, mergeam acasă și era ghețuș, era polei și la o cutitură aproape de casa lui ne-am întors așa de 2 sau 3 ori, nu știu, era exact ca în film. Și a fost un moment fain pentru că noi nu ne-am speriat, am început să râdem. Ura, aventura! Da, am început să râdem și era așa ca o chestie care a reușit la filmări, iau-te, ce figură. Și da, cu Viorel era imposibil să te cerți, asta este o altă chestie. El putea să întârzi, el putea să nu livreze la termen lucrările lui. Dar cum să te superi pe dânsul? E cum să te superi? Ca mai departe ce? Să rămâi fără Viorel? Întrebarea este dacă el a avut vise mari și dacă își dorea să facă un proiect anumit și era visul lui de viitor, despre care noi n-am ajuns să cunoaștem. Știu că avea un proiect de scurtmetraj, dar niciodată nu mi-a povestit de el. Știu că avea așa o idee. Știu că era ceva legat de cosmos. Undeva era cosmos, undeva erau niște personaje dintr-un sat moldovenesc, mai mult nu știu nimic. Bineînțeles că Viorel vroia să facă film. Doar că noi așa și n-am ajuns să vedem scenariul ăsta de film, că de multe ori îi spunea și Sergiu, hai scrie un scenariu și hai să încercăm să-l... Dar el era atât de pasionat de ceea ce face la moment, că tot timpul, eu cred că asta e ceea ce a realizat și el spre sfârșit, tot timpul lucrul ăsta mare îl lăsa la mâna pentru altă dată. Un mare gol a lăsat în viețile noastre ale tuturor în care el a însemnat ceva, și anume rolul celor două urechi care știu să asculte și a reacțiilor super dulci, răbdătoare, discrete pe care le dădea. Pe de o parte, tot ce am trăit noi a fost atât de personal, dar tot ce a transmis Viorel a fost atât de global pentru țara asta. Să fim cărturari, să vorbim corect limba română, să fim
pofticioși de cunoștințe, să vrem mereu să învățăm lucruri noi, să fim empatici, să nu facem lucrurile de mântuială, să vedem și să scoatem pe ecran ce și noi vrem să se mulțească.